aspettate un attimo. Hai, mo, taci! Taci! Ah, ce ciudo! Hai, pași singur! Taci! Da, da, taci! Da, mă, ăla, era drăguțel! Da! Era frumușel! Da! Da! Nu pot! Ce ură sună, bă, fetele, să nu mai face lucruri! Păi noi știm la cine referit, adică... Da, în fine. Tot de la cea pe care am primit și lucrurile. Da, nu știu, bă. Bă, dar că asta e, nu o să mai facem și... E ce frumos a ieșit Eli? Da. Unde? În rochie. Da. Eram neagră. Nu, dar trebuie să fie și Hristos. Nu, așa. E că să nu-i uit acum. Trebuie să fie în vârf, trebuie să fie și Hristos. Nu, mă. Și în vârf. Până pe masă. Acum nu-i mai găsești soartă. Nu o să mai vorbim ca asta, nu, că mai sunt și proștiute de parte, că na, a sunat cam nașpa, mă rog. Dacă n-am găsit și noi alte expresii. Că trebuie să continuăm. Că... Gata, nu mai. Lasă-mă, gata, nu mai vorbi. Ce facem? Din lipsă de ocupație, ce-ți ne găsim? Dacă și noi altă... Altă ocupație n-avem. Ce ai văzut, nu? N-ai văzut? Dacă aveam altă ocupație, poate facem ceva de așa. Ce? Ei, miroase, nu simt nimic. Fiecare lapte este simt. Schimii sunt bun. La? La ce, mă? La plimbare, la doctor. Cine? La Carmen cu Lucia. De ce? La cât? Carmen, de ce te duci la doctor? I-a ieșit bubițele. De ce? 5 și un sfert, da. Aveți o forță. Da, nu, nu, da, astea. Să ții ceva mai lejer ca să cauți. Da. Da, da, da. O să te duci așa. Ok. Mă, dar tu nu erai? Nu eram. Ce urât sună. Ce vrei să spun și eu? Ce urât sună, nu mai vorbim cu altele de fugă. Să nu mai vorbim cu ce? Urât mai sună. Da, chiar când se citește de acolo urât, atunci așa nou între noi. Da, zis claxonul și eu câte claxoane a dat. Da, mă, cât de urât. Și noi ne referă la cu tot altceva, dar vezi cât de urât. Dar seama da, cum te auzi maică mea, doamne, uite filme ce porno vorbește. Păi nu mai vorbiți. No, păi nu mai vorbim, gata. Încetăm cu glumele astea. Așa, frate, să nu se mai simtă nimeni și gata, am fost atunci. Ei, doar nu băusem. Doar un telefon să mă... Mamă, că nu am zis eu ceai, nu mai enerva. Nu mai am uite, bunicul lui doamna Marie. Vezi? Bunicul lui doamna Marie. Ce? Bunicul. Da. Bunicul doamna Marie. La locuri! Bunicul doamna Marie. De ce, frate, trebuia să-mi arăți asta? Pe bune. Bunicul doamna Marie. Stai pe bune!